Ну, блин, че драку фай. Салют, салют, Тони. Салют. Ну че, час, ай? А ты? Așa care îți dau prioritate, așa? Casă de piatră! Bă, ăștia care îți dau prioritate așa fără să ai, cred că vor să te omoare. Ăla se parcase în spate și tot zicea să trec. Și venea unul cu Skoda fără frână, fără nimic. În loc să fi trecut, se opri acolo în spate, să mă lase să trec. Ma, ce făcuși? Ăla a luat foc, ăsta ne prăbuiește. Am văzut filmarea lui Alex, lui Ciocan. Nu prea-i convenea nici lui traseul. De-aia ai zis, nu? Păi și pe el, am vorbit cu el și el a rotendinit, l-a supărat, l-a chinuit. Dar nu cred că halul de ca cum am eu. Deci am scos pe urcare mai bun timp decât pe coborâre. La coborâre te omoară picioarele. Tendoanele te rup. Și pietre și caldură. Și dacă o ai, o distrugi. Ia zi, Ionele, cum e? Dă-te un pic în stânga. Te-ai rup aici. Ia zi, Ionele, cum e cu Dragomir? E... Tu mi-ai zis că parcă... Hmm? Aha, și-a dat la rimene? Da, cu el vorbei? Cu el? Le aha, aha. Da, citirea e bine peste 7 zile. Da, 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 păi durează până. Dar ai trimis să-i citim, mă, cu cozele, cu ce... Hai, e rău când te lasă amortizarea. Văzui, văzui, mă uitam. Ziceau ăștia s-o ții în zona. M-auzi? S-o ții în zona roșie. Pe asta zic. Deci îi dăm fără milă. Da? Lasă-mă să mă bucur și, și eu că nu mă doare piciorul.
E rupt. Da, da, am înțeles, auzi, auzi. Prietene, ce dracu faci? Tu nu știi să oprești.